Nu există niciun fel de ruptură între ceea ce numim material și ceea ce numim spiritual. Ambele sunt substanțe sau elemente. Ele se amestecă în mod imperceptibil una cu alta. În realitate, materialul nu este decât o formă vizibilă a unor elemente mai fine pe care le numim spirituale. Gândurile noastre nevăzute și nerostite radiază din noi ca un flux de elemente și forță, la fel de real ca și curentul unei ape pe care îl putem vedea, sau curentul electric pe care nu-l vedem. El se combină cu gândurile altora și din această îmbinare iau naștere noi calități ale gândului, tot așa după cum atunci când se combină două chimicale, ia naștere o nouă substanță. Dacă emiți de la tine în gândire elemente de îngrijorare, agitație, ură, supărare, pui în acțiune forțe dăunătoare minții și trupului tău. Puterea de a uita implică puterea de a îndepărta gândurile sau elementele neplăcute și dăunătoare și de a aduce în locul lor elemente profitabile, care să ne ajute să construim în loc să ne sfâșie în bucăți. Caracterul gândului pe care îl emitem ne afectează afacerile favorabil sau nefavorabil. Îi influențează pe alții pentru sau împotriva noastră. Este un element resimțit în mod plăcut sau neplăcut de alții, inspirându-le încredere sau neîncredere. Starea de suflet precumpănitoare sau caracterul gândurilor modelează trupul și trăsăturile de caracter. Ne face urât sau plăcut la vedere, atrăgător sau respingător pentru ceilalți. Gândul ne modelează gesturile, comportamentul, mersul. Până și cea mai mică mișcare musculară are în spatele ei o stare sufletească, un gând. O minte hotărâtă este întotdeauna combinată cu un mers hotărât. O minte slabă, schimbătoare, șovăielnică și nesigură va avea drept consecință un mers târșuit, nesigur, clătinat. Sentimentul deciziei se reflectă în fiecare mușchi. Elementul de gândire al hotărârii este cel care umple fiecare mușchi. Uitați-vă la bărbații sau femeile nemulțumiți, posomorâți, melancolici și irascibili și veți vedea pe chipurile lor dovada acțiunii acestei forțe silențioase a gândurilor lor neplăcute, care cioplește, taie și le dă expresia actuală. Asemenea, oameni nu au niciodată o sănătate înfloritoare, pentru că această forță acționează asupra lor ca o otravă și creează un fel de boală. O minte orientată în mod consecvent spre un anumit scop, mai ales dacă acest scop urmărește binele altora ca și al nostru, va da putere fiecărui nerv. Este un egoism înțelept, care se străduiește să facă bine altora pentru a ne face bine nouă înșine. Pentru că în spirit suntem cu toții uniți. Suntem forțe care acționează iarăși și iarăși una asupra celeilalte, la bine și la rău, prin ceea ce numim în mod ignorant spațiu gol. Există niște nervi nevăzuți care se întind de la un om la altul, de la o ființă la alta. Toate formele de viață sunt legate în felul acesta între ele. Suntem cu toții membri ai unui singur organism. Un gând rău sau o acțiune răuvoitoare este o vibrație de durere care trece prin miliarde de alcătuiri. Gândul bun și acțiunea binevoitoare au același efect în ceea ce privește plăcerea. Este așadar o lege a naturii și a științei, care spune că nu putem face bine altcuiva fără a ne face bine și nouă în același timp. Jelirea pentru fiecare pierdere, fie că este aceea a unui prieten sau unui bun, slăbește mintea și trupul.
nu folosește la nimic prietenului pe care îl jelim. Este mai degrabă o durere în plus, căci gândul nostru trist va ajunge fără îndoială la acea persoană, chiar dacă ea a trecut în altă stare a existenței și va fi o sursă de durere pentru ea. O oră de mormăială, agitație sau teamă, indiferent dacă sunt rostite sau nerostite, consumă atât de mult din elementul de forță de care dispunem, încât devenim mai greu de suportat de către alții și poate că ne facem și dușmani. Direct sau indirect, ne dăunează în afaceri. Privirile chiorâșe și cuvintele grele alungă clienții. Ura și înjurăturile reprezintă o modalitate de a ne încărca viața. Forța pe care o cheltuim astfel am putea să o folosim pentru plăcerea și profitul nostru, tot așa după cum forța de care am avea nevoie pentru a folosi o bâtă, ca să ne ciomăgim trupul, poate fi utilizată în așa fel încât să ne ofere confort și recreere. Așadar, a fi în stare să arunci sau să uiți un gând sau o forță care îți face rău, este un mijloc extrem de important pentru a dobândi forță trupească și limpezimea minții. Forța trupului și limpezimea minții ne aduc succes în tot ceea ce întreprindem. Aceasta aduce putere și spiritului. Și forțele spiritului nostru acționează asupra altora, ale căror trupuri sunt la sute de kilometri de noi, în avantajul sau în dezavantajul nostru. Pentru că există o forță care ne aparține tuturor, separată și aparte de cea a trupului. Este întotdeauna în acțiune și acționează asupra celorlalți. Trebuie să fie în acțiune în fiecare clipă, indiferent dacă trupul este adormit sau treaz. Dacă este folosită inconștient, în mod ignorant și așadar neînțelept, ne aruncă în nenorocire și în greșeală. Dacă este folosită în mod inteligent, ne va aduce numai bine. Această forță este gândul nostru. Fiecare gând al nostru este de importanță vitală pentru sănătatea și succesul nostru real. Orice așa numit succes, așa cum îl definește lumea, nu este real. O avere dobândită cu prețul sănătății nu este un succes adevărat. Orice minte se antrenează, în general în mod inconștient, pentru caracterul ei aparte sau calitatea gândirii. Indiferent care este pregătirea ei, aceasta nu poate fi schimbată imediat. S-ar putea să ne fi pregătit în mod inconștient mintea pentru a întreține gândirea rea sau tulbure. Poate nu ne-am dat seama niciodată că, insistând asupra unei nemulțumiri, trăind în tristețe și durere, jelind o pierdere, agitându-ne de frică să nu se întâmple una sau alta, întreținem o forță destructivă care ne stoarce forța, provoacă boli, ne distruge condiția fizică, provoacă pierderi de bani, ba chiar și de prieteni. A învăța să uiți este la fel de necesar și de folositor ca și a învăța să ții minte. Ne gândim în fiecare zi la o mulțime de lucruri, când ar fi mai profitabil să nu ne gândim absolut deloc la ele. A fi în stare să uiți înseamnă a fi în stare să înlături forța nevăzută, gândul care ne face rău și să-l înlocuim cu o forță sau fel de a gândi care să ne facă bine. Cereți imperios și insistent orice trăsătură pozitivă de caracter care poate să-ți lipsească și o vei atrage tot mai mult. Cereți mai multă răbdare, decizie, curaj, judecată, speranță sau exactitate și aceste calități vor crește în tine. Aceste calități sunt elemente reale, țin de alcătuirea mai subtilă, deși necunoscută a naturii.
un om descurajat, neajutorat și deprimat, atrage inconștient descurajare și lipsă de speranță. Așa că le primește. Aceasta este pregătirea lui inconștientă pentru rău. Mintea este magnetică, pentru că atrage spre sine orice gând își fixează sau către care se deschide. Dacă îți dai voie să-ți fie frică, o să te temi din ce în ce mai mult. Încetează să te mai împotrivești tendinței de frică, nu mai face niciun efort să uiți frica și deschizi ușa, invizi frica înăuntru și atunci atragi frica. Gândește-te la curaj, imaginează-te ca pe un om curajos și vei deveni și mai curajos, pentru că atragi curajul. Nu există nicio limită în natura nevăzută pentru dotarea cu aceste calități spirituale. Prin cuvintele, cere și ți se va da, Hristos dorea să spună că orice minte poate, atunci când cere, să atragă spre sine tot ce îi trebuie și orice fel de calitate. Cere în mod înțelept și vei atrage la tine tot ce e mai bun. Fiecare secundă de cerere înțeleaptă aduce o creștere de putere. O astfel de creștere nu se pierde niciodată în noi. Este un efort pentru un câștig de durată pe care îl putem folosi apoi în orice moment. Ceea ce dorim noi este să avem mai multă putere ca să ne rezolvăm treburile, să ne construim existența, să facem ca lucrurile să meargă mai bine pentru noi și pentru prietenii noștri. Nu-i putem hrăni pe alții dacă nu avem puterea să ținem înfometarea la distanță de noi înșine. Puterea de a face acest lucru nu este același lucru cu puterea de a păstra în memorie. Toate realizările din viață, indiferent la ce nivel, se obțin prin forța spirituală, prin forțele nevăzute care decurg din creierul nostru și acționează asupra altor minți de aproape sau de departe și care sunt la fel de reale ca forțele din brațul tău atunci când ridici o piatră. Un om poate să fie analfabet, totuși poate emite din mintea lui o forță care să afecteze și să influențeze mulți alți oameni, de aproape sau de departe, într-un fel prielnic pentru el însuși, în timp ce un savant trudește din greu cu mintea lui pentru o nimica toată. Analfabetul este cel care are o putere spirituală mai mare. Intelectul nu este un sac în care să aduni fapte. Intelectul este o putere cu care obții rezultate. Cei mai mari filozofi mai întâi au gândit și au planificat și după aceea au acționat. Așa au făcut Columb, Napoleon, Fulton, Morse, Edison și alții care au împins lumea înainte, pe lângă faptul că au spus lumii încotro trebuie să evolueze. Planul, scopul sau ținta ta, indiferent dacă sunt legate de afaceri sau de o invenție, sunt o construcție reală de elemente nevăzute ale gândirii. Asemenea structuri de gânduri acționează ca un magnet. Imediat ce este realizată, construcția începe să atragă în ajutorul ei forțe. Fii perseverent și ține-te de planul tău și aceste forțe vor veni tot mai aproape și mai aproape, vor deveni din ce în ce mai puternice și vor da rezultate din ce în ce mai favorabile. Dacă îți abandonezi scopul, aceste forțe încetează să se mai apropie și distruge astfel un volum foarte mare de putere nevăzută de atracție pe care ai construit-o mai înainte. Reușita în afaceri depinde de aplicarea acestei legi. Abordarea consecventă a oricărui scop
este o forță sau un element cu atractivitate reală, care adună tot mai multe și mai multe ajutoare pentru atingerea acestui scop. Când trupul tău este în starea numită somn, aceste forțe, gândurile tale, sunt tot active. Atunci lucrează asupra altor minți. Dacă ultimul tău gând înainte de a adormi este de îngrijorare, anxietate sau ură față de altcineva, el va lucra pentru tine cu rezultate proaste. Dacă este plin de speranță, vesel, încrezător și împăcat cu toată lumea, atunci este o forță mai puternică și va lucra pentru tine cu rezultate bune. Dacă soarele apune deasupra mâniei tale, gândul tău mânios va acționa asupra altora în timp ce dormi și nu-ți va aduce înapoi decât necazuri. Nu este oare necesar să cultivăm puterea de a uita ceea ce vrem, în așa fel încât curentul gândirii noastre, în loc să atragă răul atunci când dormim, să atragă binele? Astăzi sunt mii de oameni care nici nu-și pun problema să-și controleze gândurile. Își lasă mintea să pornească în deriva. Nu spun niciodată despre un gând supărător. N-am să mă mai gândesc la asta. În mod inconștient ei se întreabă atunci de ce nu se simt bine, iar trupurile lor se îmbolnăvesc din cauza gândurilor cărora li se permite să rămână fixate în minte. Când îți vei da seama de răul pe care ți-l face orice gând rău, vei începe să dobândești puterea de a te debarasa de un astfel de gând. Când ai să începi să te împotrivești în minte în mod constant acestor gânduri rele, vei începe să capezi tot mai multă putere pentru a te împotrivi. Împotrivește-te diavolului, a spus Hristos, și acesta va fugi de la tine. Nu există diavol mai puternic decât folosirea incorrectă a puterilor minții. Aceste forțe ne pot afecta și chinui cel mai mult. O dispoziție sufletească urâtă și melancolică este un diavol. Ea ne poate face să pierdem prieteni, să ne îmbolnăvim, să pierdem bani. Banii înseamnă să te bucuri că poți să satisfaci nevoile și confortul. Fără acestea nu putem să ne dăm adevărata măsură a valorii noastre. Dar păcatul implicat de dragostea pentru bani este să iubești banii mai mult decât lucrurile necesare pentru obținerea lor. Pentru a dobândi succes în orice afacere, pentru a progresa în artă sau pentru a promova o cauză, este absolut necesar ca într-un anumit moment al zilei să uităm tot ce are legătură cu afacerile, arta sau cauza. Făcând acest lucru ne odihnim mintea și dobândim forțe noi pentru a ne reînnoi eforturile. Dacă ne învârtim mereu în jurul aceluiași plan, studiu sau speculație, sau ne întrebăm mereu ce să facem și ce să nu facem, înseamnă să ne irosim o mulțime de forțe ale minții. Ne spunem în gând mereu același și același lucru. Construim din acest element nevăzut, gândul, aceleași și aceleași construcții. Fiecare este duplicatul inutil al precedentei. Dacă suntem înclinați întotdeauna să discutăm numai despre un anumit subiect, dacă nu-l vom uita niciodată, dacă vom începe întotdeauna și pretutindem să vorbim numai despre el, dacă nu vom încerca să manifestăm interes față de ceea ce spun alții, dacă suntem hotărâți să discutăm numai despre ceea ce ne interesează pe noi, sau să nu discutăm deloc, suntem în primejdia de a deveni țignit sau maniac. Țignitul are reputația de om cu idei fixe. Este cel care, având o anumită idee și numai una singură în minte, s-a hotărât probabil, inconștient, să impună acea idee tuturor celorlalți. Nu-și uită niciodată teoria preferată sau scopul preferat și nu se adaptează la gândirea celorlalți.
Din acest motiv își pierde puterea de a uita, de a arunca afară din minte gândul care absorbe totul. Se afundă tot mai mult în acea singură idee. Se înconjură cu o gândire specială, cu un element și o atmosferă la fel de reale ca și când le-am vedea sau le-am putea pipăi. Cei din preajma lui simt această gândire unidirecțională și o resimt într-un mod neplăcut. Pentru că gândurile unei persoane sunt simțite de cei din preajmă, printr-un simț neidentificat până acum. În exercitarea acestui simț se găsește și explicația, impresiei plăcute sau neplăcute pe care v-o face cineva la prima vedere. Deci, ești așa cum emiți, ești ceea ce trimiți în jurul tău, elementul care îi afectează pe ceilalți în favoarea sau în defavoarea ta, în funcție de calitatea lui și de acuitatea cu care îl receptează ei. Și ești și tu afectat de gândirea altora în același fel, indiferent că ești departe sau aproape. De aici rezultă că vorbim cu ceilalți, chiar atunci când limba noastră stă nemișcată. Ne facem iubiți sau urâți chiar și atunci când stăm singuri în intimitatea camerei noastre. Țignitul devine adesea martir sau crede că este martir. Nu este absolut deloc nevoie ca cineva să devină martir. Martiriul implică întotdeauna lipsă de judecată și de tact în prezentarea unui principiu nou în fața lumii. Analizați martiriul și veți constata la martir o hotărâre obstinată de a impune oamenilor o anumită idee într-o formă ofensivă și agresivă. Oamenii foarte capabili, prin faptul că pedalează la nesfârșit pe o singură idee, în cele din urmă devin prizonierii ei. Adversitatea cu care răspund ceilalți se datorează faptului că această adversitate s-a aflat în primul rând în mintea lui. Nu vin cu pace, a spus Hristos, ci cu sabia. Acum a venit timpul ca sabia să fie băgată în teacă. Foarte mulți oameni de bună credință folosesc adesea în mod inconștient săbii atunci când ne sfătuiesc de bine. Există sabia, în gând, reformatorului disprețuitor, sabia antipatiei față de ceilalți, pentru că nu iau în seamă ceea ce spui tu, sabia prejudecății pentru că alții nu vor să adopte obiceiurile tale. Fiecare gând discordant împotriva altora este o sabie și face ca ceilalți să scoată și ei câte o sabie ca ripostă. Când emiți un anumit gând, primești înapoi un gând de același fel. Împărăția păcii va trebui construită prin reconcilierea divergențelor, transformându-i pe dușmani în prieteni, vorbindu-le oamenilor mai degrabă de ceea ce este bun în ei, decât de ceea ce este rău, descurajând bârfele și ponegrirea și aducând în discuție subiecte mai plăcute și mai profitabile, dovedind prin propria viață că există legi, chiar dacă nu sunt recunoscute de toată lumea, care aduc sănătate, fericire, noroc, fără a nedreptăți sau a face rău altora. Omul cel mai respingător, ființa plină de trădare, ură, minciună și venin, are cea mai mare nevoie de mila și de ajutorul tău, pentru că omul acela, bărbat sau femeie, generând gânduri rele, generează durere și boală pentru sine însuși. Descoperi că gândești urât despre o persoană de la care ai primit o insultă sau o neplăcere, o nedreptate sau o jignire. Acest gând rămâne cu tine ore în șir, poate chiar zile întregi. În cele din urmă te plictisești de el, dar nu poți să scapi de el. Te supără, te îngrijorează, te irită, te îmbolnăvește.
Nu poți să te împiedici să te întorci mereu, iarăși și iarăși, la acest gând săcăitor. Îți roade spiritul și tot ce îți distruge în spirit, îți distruge și în trup. Și asta pentru că ai atras asupra ta gândul opus și ostil al altei persoane. Îți trimite o undă de gândire ostilă. Dai și primești lovituri cu elemente nevăzute. Și poți să continui acest război al forțelor nevăzute, săptămâni în șir, și dacă faci acest lucru, toți veți fi loviți. Această luptă a forțelor și a voințelor contrare se desfășoară pretutindeni de jur împrejurul nostru. Aerul este plin de ele. Așadar, a încerca să ignori, să uiți de dușmani sau să le trimiți numai gânduri prietenești este un act de autoapărare la fel ca și gestul de a ridica mâna pentru a te feri de o lovitură fizică. Gândul persistent de prietenie respinge gândul rău și îl face inofensiv. Îndemnul lui Hristos de a face bine dușmanilor se bazează pe o lege firească. Ne spune că gândul sau elementul bun are mai multă putere și va respinge întotdeauna gândul rău, făcându-l inofensiv. Impune-ți să uiți atunci când nu te poți gândi la o persoană decât cu durerea provocată de amărăciune, supărare sau alte cauze. A-ți impune este o stare sufletească în care se pun în mișcare forțele care îți aduc rezultatul dorit. Este baza științifică a rugăciunii. Nu implora. Cereți în mod consecvent partea de forță din elementele tale, cele prin care poți să stăpânești mintea așa cum dorești. Forța pe care o poți obține prin cultivarea puterii gândirii tale este fără limite. Poate ține departe de noi toată durerea provocată de supărare, de pierderea averii, a prietenilor, de situații neplăcute din viață. Această putere este cel mai potrivit element sau atitudine a minții pentru a câștiga avere și prieteni. Mintea puternică aruncă povara gândurilor apăsătoare, măcinătoare, săcuitoare, le uită și se întoarce cu interes spre altceva. Mintea mai slabă scormonește în durere, în gândurile rele și este înrobită de acestea. Când te temi de un necaz, care poate să nu se producă niciodată, trupul tău slăbește. Energia ta este paralizată. Dar dacă îți impui în permanență, poți să scoți din tine o putere care să arunce la gunoi orice teamă sau neliniște din suflet. Această putere este calea spre succes. Impuneți-o și ea va crește tot mai mult și mai mult, până când în cele din urmă nu vei mai cunoaște frica. Un om fără teamă poate face minuni. Bărbații și femeile, cultivându-și și folosindu-și puterea gândului, făptuiesc minuni.